codul galben de inundație emis de Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor vizează afluenții Ialomiței, județul Prahova, râul Vedea și afluenții săi, județele Olt, Argeș și Telerman, afluenții Oltului Inferior, județele Vâlcea și Olt și afluenții Argeșului Inferior, județele Argeș, Dâmbovița și Giurgiu. În perioada imediat următoare, în funcție de evoluția fenomenelor hidrologice și meteorologice, specialiștii vor reveni cu actualizarea prognozelor. Între timp, însă, comitetele locale pentru situații de urgență au obligația de a urmări cu atenție evoluția situației hidrometeorologice, putând astfel interveni în timp util în cazul apariției unor eventuale situații de urgență.